Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, bine ați venit în această seară în fața micilor ecrane pentru a urmări Casa Verde, o emisiune smart pentru telespectatorii esteți, adică pentru dumneavoastră, o coproducție a Agenției Infogrup și a postului de televiziune AgroTV. Sunt Ilie Stoian, directorul editorial al agenției și înainte de a începe dialogul cu invitatul special din această seară, haideți să vă prezint știrile Casa Verde. Prima veste din această seară este și cea mai importantă, cred că, a verii și a toamnei, pentru că agenția Infogrup și revista Casa Verde, emisiunea Casa Verde și tot ce producem noi sub această marcă vor organiza în zilele de 13 și 14 noiembrie la World Trade Center în București, sala hotelului Pullman, prima ediție a expo-conferinței Casa Verde. Iată detaliile foarte importante, va fi într-adevăr un eveniment major în calendarul manifestărilor de profil din România. Evenimentul se va adresa publicului larg, dar și specialiștilor, având o consistentă componentă business to business, la care sunt invitați să participe constructori, arhitecți, manageri, furnizori de tehnologii și echipamente, producători de materiale verzi, decoratori, specialiști în amenajări exterioare, fermieri și companii alimentare care activează în zona bio, specialiști în wellness, comercianți, autorități, asociații profesionale, ONG-uri cu activitate în domeniul ecologic și altele. Expo-conferința va avea următoarele secțiuni: ședințe generale, în care companiile interesate vor susține prezentări; secțiunea Green Movie, în care firmele pot contracta spații de proiecție a unor clipuri publicitare; dezbateri și secțiunea Expo, urmând să-și expună produsele și serviciile companii din domeniile vizate, facilitându-le astfel contactele de afaceri și prezentarea acestora către public. Evenimentul va beneficia de canalele de mediatizare ale agenției Infogrup și ale postului AgroTV. Accesul publicului în sala de conferințe și al vizitatorilor din zona Expo va fi gratuit. Detalii, oferte și alte informații pot fi obținute la office@infogrup.ro, la telefon 021 223 2521 sau accesând www.infocasaverde.ro. Potrivit ultimelor constatări, Curtea Europeană de Conturi avertizează că s-ar putea ca obiectivele de mediu stabilite pentru anul 2030 să nu fie atinse de țările membre ale Uniunii Europene. Este grav ce se întâmplă. Este foarte grav dacă s-ar întâmpla ce urmează să vă citească acum colega mea, Ramona Pandele. În raport, auditorii se întreabă dacă eforturile de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% față de nivelurile din 1990 pot deveni o poveste de succes. De exemplu, ei au observat că țările membre nu și-ar fi atins obiectivul de eficiență energetică pentru 2020, fără scăderea consumului de energie generată de restricțiile din timpul pandemiei de COVID-19. De asemenea, auditorii au constatat o lipsă de transparență în ceea ce privește modul în care statele membre ale Uniunii Europene și-au atins obiectivele naționale obligatorii prin mecanisme flexibile. Mai mult decât atât, unele țări din Uniunea Europeană nu au luat nicio măsură, preferând să achiziționeze cote de emisii sau de energie din surse regenerabile de la alte state membre, care își depășiseră obiectivele, bifând astfel îndeplinirea obligațiilor. Următoarea știre spune că tot dinspre Bruxelles, Comisia Europeană susține că peste 100 de milioane de europeni trăiesc în așa numită sărăcie energetică. Pentru a depăși această situație, Comisia a elaborat un nou program. Pentru a depăși această situație a fost pus la punct programul Lighthouse, în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro, care promovează proiecte pentru orașe inteligente. Specialiștii au constatat că orașele pot deveni inteligente cu ajutorul tehnologiilor inovatoare, stabilind noi modele de afaceri, noi practici de management urban și noi strategii de dezvoltare și adoptând cadre de guvernanță și reglementări favorabile. Această nouă inițiativă emblematică din cadrul Orizont Europa urmărește să sprijine 100 de orașe din Uniunea Europeană, printre care și Bucureștiul, să devină neutre din punct de vedere climatic până în 2030. Ele ar urma să servească apoi drept model pentru toate orașele din Uniunea Europeană până în 2050.
Iată și a patra știre a grupajului nostru, știre care pare ușor SF, dar e cât se poate de reală. Așa că, beneficiind de sprijinul Agenției Spațiale Europene, organizațiile Capgemini și GMV au lansat platforma World Emissions, prin care pot fi urmărite nivelurile de emisii de carbon de oriunde de pe planetă, în timp real, beneficiind de aceste sisteme satelitare. Iată amănuntele! Drept urmare, Agenția Spațială Europeană a fondat World Emission, cu scopul de a crea un serviciu de inventariere bazat pe observație prin satelit de ultimă generație și modelare inversă. Platforma se concentrează pe cartografierea emisiilor globale de gaze cu efect de seră și poluanți atmosferici, folosind datele de la sateliții Copernicus, NASA și JAXA, pentru a partaja informații din măsurătorile de la sol și intervalele tradiționale de jos în sus. Proiectul unește cu succes utilizatori, oameni de știință și experți pentru a evalua seturi de date pentru diferite specii atmosferice, oferind un serviciu de inventar de încredere și eficient. Platforma de date privind emisiile mondiale este acum accesibilă printr-un portal, permițând utilizatorilor să vizualizeze emisiile în funcție de zone geografice, țări, tipuri de emisie și intervale de timp specifice. Prieteni, doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile acestei ediții ale emisiunii Casa Verde. Fug repede în studioul 4, acolo unde va începe dialogul cu invitatul meu din această seară. Repede, repede, la interviu! Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, acum că a trecut și grupajul de știri, dați-mi voie să îl invit pentru a doua oară în emisiunea noastră în studio pe domnul Adrian Folescu, președinte al Asociației Prosumatorilor din România, de fapt al Asociației Micilor Producători de Energie, Amper, prescurtarea. De data aceasta, poate că vom vorbi și despre calitatea de prosumatori a unora dintre dumneavoastră, de ce nu, însă tema este puțin diferită. Vă invit în platou, domnule Folescu, bun revenit! Bine v-am regăsit! Sper că dacă vă întreb ce s-a mai întâmplat între timp, o să aduceți vești bune. Sunt, da? Da. Doamne ajută! Vă rog să luați loc. Mulțumesc! Așa. Și dacă tot am vorbit de vești bune, care ar fi veștile astea bune? Păi, veștile bune sunt că una singură, de fapt, este cea mai importantă. Există o inițiativă legislativă la Senat pentru modificarea legii energiei și prin aceste modificări care vor fi făcute, noi am văzut deja draftul, prosumatorii vor avea mult mai multe avantaje față de cât au avut până acum. Foarte bine, Doamne ajută! Știți foarte bine că noi urmărim cu acea compensare. Da. Și să sperăm că de asta va fi bine. Da. Chiar azi dimineața am primit un raport de la Eurostat care vorbea despre, făcea așa un studiu comparativ, situațiile din mai multe țări despre prosumatorii din Europa. N-am apucat să-l citesc, însă imediat acum o să îl citesc și o să rog colegii să-l traducă, îl public că vă trimiți și dumneavoastră. Mulțumesc, ca să vedem cum e la alții față de cum e la noi. În alte țări se aplică această compensare calitativă. Da, păi vorbeam noi la ediția precedentă. Domnule Folescu, știți foarte bine de ce v-am invitat, care este tema principală, aceea a pompelor de căldură. Ne-am propus ca în această seară să vorbim despre pompele de căldură și de ce? Pentru că este o tehnologie în plin dezvoltare. Piața este în creștere, se estimează că piața va crește foarte mult în perioada următoare și cred că telespectatorii noștri români ar trebui să ia din ce în ce mai mult în seama această tehnologie, aceste instalații. Tehnologia pompelor de căldură vine de foarte mult timp, din timp din urmă. Deci vine de la 1748 această tehnologie, când medicul și chimistul scoțian William Cullen descoperă refrigerarea artificială în scopul conservării alimentelor pe un termen mai îndelungat. Pe urmă avem o fereastră de aproximativ 80 de ani,
La 1834, inventatorul american Jacob Perkins construiește un prim frigider, folosindu-se de eterul dietilic. Pe urmă, 1852, fizicianul și inginerul scoțian Kelvin elaborează teoria care mai târziu stă la, la baza realizării pompelor de căldură. În 1855-1857 nu este foarte clar știut. Folosind descoperirea anterioare, austriacul Peter von Rittinger construiește prima pompă de căldură. Iar în 1940, Robert C. Weber, un inventator american, construiește prima pompă de căldură care folosește drept sursă de căldură solul Pământului. Cam asta ar fi istoric. Un mic istoric, da. Așa. Însă, dacă sunteți amabili să descrieți, să descrieți tehnologia, să definim tehnologia. Deci, pompa de căldură funcționează exact pe același principiu cu frigiderul, pe care toți îl avem acasă. Acesta folosește un lucru mecanic, în speță un compresor, pentru a muta lichidul refrigerant, cantitatea de energie s-o mute într-o parte în cealaltă. În speță, în frigider, se mută căldura din interior spre exterior, da? Și așa se realizează răcirea alimentelor. O pompă de căldură este reversibilă, poate să mute în ambele sensuri energia, deci să preia din mediul de afară energia calorică, deci căldura, și să o mute înăuntru și să scoată frigul afară, sau invers, pe timp de vară, să scoată frigul, căldura afară din casă și să introducă recele în casă. Instalația se folosește și de un schimbător de căldură? Se folosește două schimbătoare de căldură această instalație. Deci se folosește de un condensator, deci după ce agentul frigorific este comprimat de acel compresor, acesta prin comprimare și mărește foarte mult temperatura. Agentul frigorific comprimat trece printr-un condensator unde puterea calorică, deci temperatura, este preluată și dusă prin acest condensator în apă, în aer sau în sol. Pe partea cealaltă, după ce a fost comprimat și a fost răcit, lichidul frigorific, agentul frigorific devine fluid, trece printr-un mecanism de decomprimare, un tub capilar sau o valvă de expansiune mecanică sau electromecanică, și el, prin această expansiune, el ce face? Acumulează în vaporizator, acumulează din mediu căldura de care avem nevoie. Aceasta intră înapoi în circuitul compresorului, care o preia, comprimă gazul respectiv și ciclul o ia de la capăt. Asta este principiul. Care este agentul frigorific care se utilizează? Asta depinde de producător. Sunt producători care mai folosesc un freon numit R410, sunt producători care folosesc R134, sunt producători care au trecut la varianta un piculeț ecologică a lui freonului, a trecut la R32. Și mai nou, tendința mai nouă este de a se folosi R290, care nu este altceva decât butanul, așa cum îl cunoaștem. V-am întrebat pentru că sunt reglementări europene care impun restricții din ce în ce mai mari pentru utilizarea freonului. Cel puțin în zona industrială deja sunt probleme și mulți trec la tehnologiile mai avansate. Da, pentru că toți acești agenți frigorifici provoacă o încălzire accentuată, dacă sunt scăpați în atmosfera a încălzirii globale. Și plus că duc la mărirea amprentei de CO2, de carbon. Da. 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 Aceste pompe de căldură pot fi utilizate atât în mediul casnic, cât și pentru instalații mai mari, cum spuneam, în zona industrială. Bineînțeles. Bineînțeles, acolo unde este nevoie de orice aplicație de încălzire, de răcire, ele pot fi folosite.
Care este ponderea utilizării pompelor de căldură în România față de alte sisteme de răcire? Sistemele de răcire care de fapt o pompe de căldură. Da. În zona industrială există foarte, foarte multe depozite frigorifice. Depozite frigorifice făcute tehnologii, să zic așa, un piculeț mai vechi. Pentru că la ora actuală, cei care le au în proprietate și le folosesc, în special în industria alimentară, acolo sunt folosite, ar trebui să ia în calcul modernizarea lor și trecerea lor spre principiul de pompă de căldură, astfel încât să nu mai scape toată partea de căldură în atmosferă și să o folosească, să încălzească apă caldă. E nevoie, slavă Domnului, da, sigur că în da. Industria alimentară de apă caldă. Mai ales că spațiile trebuie să ținute igienizate permanent. Da. Mi-aduc aminte cu mult drag, acum vreo 10 ani, 12 ani, colaboram cu o firmă industrie alimentară, mă ocupam de mentenanța depozitului frigorifice, printre care și un tunel de congelare rapidă. Și împreună cu băieții am făcut atunci prima recuperare de căldură de la o asemenea instalație de industrie alimentară. Da. Cu mult mi-aduc aminte. Da, a fost o premieră. Da. Atunci. Chiar era o problemă în fabrica respectivă, toată fabrica fiind într-un mediu rural, peste tot pe unde uitai pe pereți, numai boilere de încălzit apă electrică. Da. Și consuma omul curent foarte, foarte mult, energie electrică foarte multă. Și după ce am făcut asta, ești că, băi, Adrian, zice, în 30 de zile am dat pe toate jos după pereți, când am mai avut nevoie de ele. Da, corect. Așa și în industria noastră, toți avem. Dar în momentul de față există și tunele de congelare care utilizează gaz industrial. Există și mai ales în industria alimentară partea de vegetale, unde fructele, legumele în general trebuie congelate extrem, extrem de repede ca să-și păstreze proprietățile nutritive. Bun. Haideți să mai atingem o problemă și pe urmă să despărțim în descriere cele două mari categorii. Pentru că vreau să vă întreb în ce măsură aceste pompe de căldură pot fi utilizate în retail-ul alimentar, acolo unde congelatoarele sau spațiile refrigerate gerate din interiorul magazinelor, bănuiesc că acționează la fel ca niște frigidere mai mari sau la fel ca niște răcitoare clasice. În retail-ul mare, problema este rezolvată. Pentru că retail-ul mare funcționează cu instalație de răcire, lăzi frigorifice, dulapuri, rafturi. Da. Funcționează pe un soi de instalații de răcire centralizată, de unde se recuperează la ora actuală integral partea aceasta de căldură, de care este necesar. Da. Bun. Care sunt caracteristicile unui sistem de pompă de căldură pentru domeniul casnic în comparație cu cel industrial, în afară de preț, de dimensiune și alte diferențe de acest gen? Nu diferă cu nimic tehnologia. Principiul același. E fix același principiu. Nu diferă cu absolut nimic. Bun. Și ce trebuie să aibă în vedere cei care vor să-și instaleze o pompă de căldură în mediul casnic? E destul de grea întrebarea asta, dar să încerc să vă răspund punctual. În primul rând, pe piață există la ora actuală pompe de căldură și de generație mai veche, un piculeț, pentru că încă se produc pe multe colțuri ale lumii, și pompe de căldură de ultimă generație. O pompă de căldură mai veche nu are diverse tehnologii implementate pe ea, de exemplu tehnologia EVI, această tehnologie, de exemplu EVI, se comportă pe un compresor al unei pompe de căldură ca și cum ar fi o turbină la o mașină, la un auto. Deci în momentul în care comprimă gazele și vine și ajută ca cum ar veni o turbină, îi crește puterea foarte mult. Ăsta este un criteriu la care oamenii trebuie să uite, ca pompa de căldură să fie în tehnologie EVI. Pompa de căldură să nu mai fie pe principiul on-off, adică pornit, oprit, și să aibă implementată pe partea de compresor tehnologia de inverter. Tehnologia inverter chiar ajută, fiind o pregătitoare sistemului smart grid, care abia acum a început să fie implementat pe anumite pompe de căldură. Și care pornește atunci când trebuie, bănuiesc. Bineînțeles, da, atunci când trebuie. Să aibă facilități moderne, dacă se poate să fie și smart grid,
e o facilitate mai scumpă. Tehnologia Smart Grid, de exemplu, este o tehnologie care este conectată la un server global de meteorologie. Pompa de căldură știe în permanență ce se întâmplă în următoarele ore în zona geografică unde e montată și își adaptează în mod automat parametrii în funcție de ce urmează. Și plus că din setările care îi se fac, la Smart Grid știe că e sâmbătă, de exemplu, știe că te odihnești mai mult, știe că a trecut de ora prânzului și trebuie să reducă un piculeț din consum. Foarte multe elemente care... Sau tu, în calitatea de consumator, poți să-l programezi. Bineînțeles, da. Ai această posibilitate să umbli la ele. Foarte simplu, e ca și cum ar fi un aparat de radio și ai dat de un potențiometru de volum. E același lucru. Iar instalațiile de tip industrial, pentru că acolo și sarcinile sunt mult diferite, da, și puterile sunt altele și da, cantitățile utilizate sunt altele de energie. Da, acolo sunt sisteme multicompresor, adaptate cu evaporatoare și cu părți de condensare aferente puterii maxime și care în funcție de necesarul care îl simte controlerul unui asemenea sistem, simte că se întâmplă pe coloana lui de alimentare principală, își micșorează sau își mărește în mod automat cu capacitatea energetică de care are nevoie. Da. Știu că dumneavoastră vă ocupați în mod direct de pompe de căldură. Da. Da. Iar compania pe care o aveți furnizează astfel de tehnologii, da. Cum se numește compania? Ferenda Industrial. Perfect. Și care este gama de produse? Gama de produse, am început, nu ascund asta, am început de acum 2 ani de zile cu această tehnologie. Mie mi-a plăcut întotdeauna partea asta de verde, ca să zic așa. Da, da, da. Și am început întâi cu instalații solare, pompe fotovoltaice, pompe de căldură. Ne-am orientat din start să nu aducem instalații care să nu aibă agentul frigorific verde. Deci din start am adus pompe de căldură de ultimă generație cu agent frigorific R32 și acum mai nou am început să aducem cu agent frigorific R290, acestea fiind concepute pe acest agent frigorific, concepute și mergând până acolo încât se pot înlocui cazanele obișnuite de încălzit. Deoarece agentul termic din ele poate să atingă și 80 de grade când sunt minus 25 de grade afară. Oh, oh. Da. Da, 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 da. Care e randamentul acestor instalații? Cele R290, având totuși tehnologie destul de... Deci tehnologie 2022, da, 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 da. Copul de performanță, COP, ca așa se numește, se duce undeva spre 4,95. La cele pe R290, la minus 25 de grade afară, copul de performanță este undeva la 5,7. Oho. Da. Da. Însă, dacă ne referim la consumul de energie al instalației, ce puteți spune? Păi, ce să vă zic? Pentru că ar fi total neeconomic să produce corect energie consumând energie. Corect. De aceea spune, se măsoară randamentul în copul de performanță, COP of performance. Pentru că pentru un kilowatt de energie electrică, instalația trebuie să spună câtă energie termică îți dă, tot în kilowatți. Față de o instalație clasică obișnuită pe lemne sau pe gaze, unde copul-i cop. Consumi, da, da, un kilowatt, da, da, ai un kilowatt termic. O pompă de căldură, mergând pe principiul acesta de comprimarea gazului și folosindu-se de entropia gazelor, la un kilowatt, cantitatea de energie intrată, în funcție de copul de performanță, poate să meargă o pompă mai veche între un cop de 2,9 până la 5, la 5 și 7 și 6 chiar. Da, 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 da. Și este posibil, e posibil acest lucru. La cele on-off nu era posibil. Cele on-off mai vechi, care nu erau în tehnologie inverter. Pentru că porneai compresorul, așa știa el să meargă, ăla era consumul lui. Da, 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 da. La cele inverter, de exemplu, vă dau și exemplu concret. O pompă de 8 kW on-off, model mai vechi, pe R410 sau R134. Agent frigorific. Frigorific. Ca să înțeleagă, da, telespectatorii. Consuma undeva în jur de 2,2 kW. Constant. Asta. O pompă în tehnologie EV inverter consumă între 0,37 și un maxim de 2,2 kW. În funcție de temperatura de afară, temperatura apei, de mulți, mulți mai mulți factori.
Rămânem cu dialogul în acest punct, că mai am destul de întrebări. Okay. Pentru partea a doua trebuie să dăm publicitate. Colegi din regie, repede, repede, publicitatea. Ne întoarcem la dialogul pe care îl avem cu domnul Adrian Volteanu, președinte al Asociației Amper, Asociația Micilor Producători de Energie și, bineînțeles, a prosumatorilor din România. Publicitate.